Bună seara, vă spun tuturor. Mă bucur să ne revedem la 20+. Iată-ne ajunși la ultima dezbatere din seria de emisiuni din Înțelepciunea Proverbelor. Am discutat până acum despre rolul sfaturilor în viața noastră, despre oamenii buni versus oamenii răi, despre bunătate, milă, prietenie, mândrie, bogăție, sărăcie. Teme mari pe care le găsim din plin abordate în proverbele lui Solomon. Pentru această ultimă ocazie, vă propun să dezbatem în prima parte tema vorbirii în proverbe, pentru ca în final să vedem ce ne spun acestea în mod explicit despre înțelepciune. Bun venit, le spun din nou invitaților mei, Ștefan Enachia, antreprenor, și lui Giuliano Enachia, antreprenor și producător. Sunt recunoscător să fiu aici. Și eu, pentru că ați acceptat din nou invitația mea și invitația de a finaliza discuția despre proverbe pe care am început-o data trecută. Vă propun să intrăm direct în primul proverb despre vorbire, care sună cam așa. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Și mergând pe aceeași linie, cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Chiar și un prost ar trece drept înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. E greu să ții gura când ești foarte vorbăreț din fire și când ai replică la orice se întâmplă în jurul tău? Prefer să-mi țin gura. Super. Hai să vedem cu ce se întâmplă cu cei care își țin gura. Ce se întâmplă? E de bine. Adevărul că este un mare test să poți să-ți ții gura exact când trebuie, fiindcă noi oamenii ne dăm cu părerea. Și părerea noastră ne face să activăm în ceilalți părerea lor despre ceea ce vorbim. Însă dacă am fi conștienți de părerea pe care noi o emitem, sunt sigur că am reușit să dirijăm și celelalte păreri ale oamenilor care sunt în jurul nostru. Ce vreau să zic prin treaba asta? Vreau să spun că întotdeauna există un subiect pe care îl dezbatem. Fie în familie, fie în grup, fie cu Dumnezeu, fie cu partenerul de viață. Important este scopul acelui subiect. Ce vrem noi, la finalul discuției? Să arătăm că am avut dreptate, să arătăm că opinia noastră e cea mai bună, sau să ajungem la un consens? Să ajungem să aducem niște fructe, să aducem niște roade. Și cred că în ideea asta vrea să spună că cel care vorbește mult își atrage asupra lui. De ce? Fiindcă oamenii au nevoie de înțelegere. Oamenii au nevoie să fie ascultați, oamenii au nevoie să știe că sunt înțeleși. Pe când dacă noi ne emitem toate părerile noastre benevol, atunci nu mai există consens, nu mai există înțelegere, nu mai există ascultare. Și este important și să ne putem ține gura. Da, e important să ne putem ține gura. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, spune Solomon, alunecă până în fundul măruntaielor. De ce ne place bârfa atât de mult? Sau de ce place majorității oamenilor? Că poate vouă nu vă place și atunci să nu... De ce place bârfa atât de mult? Sau credeți că nu place bârfa de obicei? Ne place să bârfim. Și eu recunosc că m-am regăsit în contexte în care bârfeam destul de des și mă bucur că am conștientizat atunci ca să mă opresc. De cele mai multe ori n-am conștientizat. Am conștientizat după. Și mi-am dat seama, mă întrebam de ce m-am regăsit în contextul ăsta și mi-am dat seama că mă regăsesc în contextul de a bârfi cu altă persoană, fie pentru că eu sunt nemulțumit de mine și văd că acea persoană a făcut ceva mai mult decât mine sau mai bun decât mine și atunci o bârfesc, țin să o bârfesc, fie că mi se pare că a făcut ceva incorrect sau ceva nedrept și eu trebuie să-mi fac dreptate și atunci o bârfesc,
Fie vreau să-mi fac auzită opinia și părerea pentru că nu sunt ascultat și atunci vreau și eu să comunic și să vorbesc și să-mi dau cu părerea. Fie când mai bărfim. Important este că tot ceea ce spunem în momentul în care bărfim vorbește despre noi, de fapt. Tot ceea ce vorbim vorbește despre noi. Tot ceea ce scoatem și transmitem este vorba despre noi, nu despre cealaltă persoană. Crezi că ne ascundem anumite defecte bârfindu-i pe alții? De fapt, ni le expunem. De fapt, ne expunem și dacă cineva are capacitatea să observe toate lucrurile astea, să se pună în punct de observator și nu de participant, va observa. Și în momentul în care observi și te pui în punctul de observator, te sperii. Dacă stai și asculți o conversație în care se bârfește, te vei speria de ce auzi. Pentru că îți vei da seama că fiecare persoană vorbește despre ea. Fie despre durerile ei, fie despre frustrările ei, fie despre emoțiile ei negative, fie despre faptul că nu este ascultată, frustrările în general. Bârfeala este frustrare. Uh-huh. Am citit o carte și acolo era un sfat, Dale Carnegie, care spune așa, e un principiu pe care ar fi bine să ne-l însușim toți. Voi vorbi de bine pe toată lumea. De ce? Pentru că bârfa este o travă. Este ca lepra. Și din altă carte am avut o ilustrație care spunea cum am fi noi oamenii dacă toți am avea lepră. Ne-am mai îmbrățișa? Ne-ar durea. Fiindcă lepra te ține oarecum la distanță. Ei, acum dacă luăm lepra asta fizică și o transpunem pe creier, o să observăm grupuri de oameni care chiar dacă stau unii lângă alții la o distanță asemănătoare, ei nu se ating din punct de vedere al gândirii, nu se bagă în seamă și se tratează ca și cum au lepră. De ce? Fiindcă ei sunt otrăviți. Bârfa te otrăvește. Arunci asupra cuiva, dar vine asupra ta. Fiindcă o dai din tine, el ți-o dă ție și e un schimb de otravă, așa pur și simplu. Foarte interesantă ilustrația aceasta și cum spuneai tu că de fapt bârfa separă. Credeți că aparent bârfa ar putea să apropie niște oameni? Adică găsești foarte ușor un punct comun, nu știu, o lungime de undă, dacă găsești o terță persoană, da, pe care să bârfești. Bârfa. Adică e foarte simplu, cu toții ne vorbim despre frustrări și cine vorbește despre frustrare se aseamănă cu cel care vorbește despre frustrare. Deci se va aduna un grup de persoane care sunt frustrate. Da, bârfa apropie, dar nu ceva pozitiv, ci ceva negativ. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Credeți că sunt situații în care este bine sau este mai bine să mergi la persoana bârfită și să-i spui ce ai auzit despre ea? E o sabie cu două tăișuri aici. Eu cred că trebuie să simți treaba asta. Sunt anumite contexte în care există deschiderea, există înțelegerea că dacă vei face acest lucru, nu va fi interpretat greșit de persoana din față. Nu se va ataca, ci o va lua ca pe un feedback negativ care să se construiască, da? Să se dezvolte. Chestiile astea trebuie să le simțim. În momentul în care afli ceva și te duci cu scopul că o să-i zic eu și acum o să fiu într-o lumină bună în fața lui că eu i-am zis treaba asta... Și practic bârfitorul ajunge bârfit. It's not ok. Uh-huh. Cred că trebuie să simțim treburile astea. Și în primul rând trebuie să simțim de la Dumnezeu treaba asta. Că vine. Alt lucru pentru bârfă. Dacă vrei să bârfești, bârfești fiindcă n-ai cu cine să vorbești. Dar dacă ai vorbit cu Dumnezeu toate neajunsurile pe care le ai și transmite lui toate opiniile, în 5 minute te-ai descărcat complet, ai zice, Dumnezeu are o cale, s-a întâmplat cu un motiv, merg mai departe, I go forward. Era vorba despre o bârfă pe care o auzim, da, emisă de cineva și să ne ducem la persoana respectivă să o spunem sau nu. Ideea este că noi ne facem presupuneri inutile în mintea noastră.
Adică presupunem că persoana aia este așa cum ni s-a spus sau așa cum s-a auzit că este bârfită. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai corect și întotdeauna trebuie să te duci la acea persoană și să ai capacitatea să fii clar în vorbire și să vorbești lucrurile clar, să ai curajul să faci treaba asta și să te duci să discuți cu ea și să o întrebi. Pur și simplu să întrebi, fără problemă, să pui întrebări. Este normal să avem întrebări, să le punem și să ni se răspundă la ele. Nu este neapărat normal sau obligatoriu, dar bine ar fi să punem o întrebare în momentul în care nu înțelegem ceva, decât să dăm cu presupusul și să ne creionăm o imagine despre acea persoană care probabil nu este reală. Noi vom prelua acea imagine care nu este reală și ne vom raporta la acea persoană în funcție de acea imagine. Și nu cred că este corect treaba asta. Cel mai simplu, sincer, dacă aș auzi că se bârfește ceva despre mine, aș prefera ca persoana care a auzit bârfa, nu neapărat să reacționez ca și cum nu-mi pasă ce se bârfește despre mine, dar mi-ar plăcea și aș avea pretenția persoană, mai ales dacă care țin, să vină și să mă întrebe, să-mi pun o întrebare, pur și simplu, să mă întrebe și să-i răspund. E treaba persoanei respective ce va face după ce voi răspunde. Dar cred că e normal să punem întrebare și să vorbim, nu să ținem cont de bârfă. Atâta timp cât noi n-am auzit, cât noi n-am fost în cazul persoanei respective, n-avem de ce să bârfim în continuare. Iar al doilea lucru, atâta timp cât noi n-am auzit din persoana respectivă sau n-am văzut situația respectivă, n-avem de ce să ne dăm cu presupus. Mai e o situație. Inutil. Mai e o situație. Ce faci în momentul în care participi la o bârfă și tu pleci cu o informație? Ești părtaș la o bârfă. Corect? Exact. Dacă tu participi la o bârfă, ai două variante. Ori să pleci, fiindcă nu te interesează o travă de acolo, ori să zici, dragii mei, despre ce vorbim? Despre cine e vorba? Eu cred că omul ăsta are calități bune. Fiindcă niciodată nu știi când omul ăla o să ajungă în ipostaza în care el poate să te ajute pe tine. Da? E roata care se întoarce. Întotdeauna. Roata se întoarce. Oamenii trebuie să știe treaba asta, că roata se întoarce întotdeauna. E plătibil. În viața asta se plătește absolut totul. Dar nu se plătește la modul negativ, ci se te plătește ca să te conștientizeze că nu mai e nevoie să te învârți în același cerc. Să intri din nou și aceleași greșeli, că oricum se răsfrângă asupra ta. Trebuie doar să ai ochii deschiși să vezi. Deci în momentul în care participi la o bârfă, ai două variante. Ori îi conștientizezi pe oameni de răul pe care îl fac, că asta e misiunea ta. Băi, oameni buni, nu e ok ce faceți. Beți ceanură singur, ce aveți? Ori zici, băi, mie nu-mi convine discuția asta, îmi pare rău, puteți să ziceți că am eu o problemă, eu vreau să plec. Scuzați-mă. Revin când discutăm ceva productiv. Dacă vreți să... Nici măcar persoana nu e de față. Dacă era de față, mai ziceam, era un debate, trăgeam niște concluzii. Dar dacă nu e de față, scuzați-mă, pierdem timpul și avem treabă. Deci putem face ceva atunci când Absolut. Cei din jurul nostru bârfesc. Acțiune. Super. Un alt proverb despre vorbire spune în felul următor: nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Până la urmă, cum e? Răspundem sau nu răspundem nebunului? Trebuie să răspundem. Așa. Și trebuie să fim, ideea este că trebuie să fim statornici în ceea ce răspundem. Adică în momentul în care suntem puși față în față cu, nu știu, o neînțelegere sau un punct de vedere, o opinie, trebuie să o exprimăm ca să ne arătăm poziția. În momentul în care nu ți-o exprimi și nu ți arăți poziția, sau întorci spatele și pleci și renunți, asta nu este o variantă. De ce nu este o variantă? Pentru că se crede înțelept. Da? Iar persoana respectivă, ideea e că te dezedifici în fața celelalte persoane în momentul în care întorci spatele și pleci. Poate spui că nu mă interesează sau nu știu. Sau da, sunt unii care zic nu mă cobor la nivelul lui, sunt mai înțelept, mai inteligent și nu îi răspund, las lucrurile așa. Ideea este că am ajutat cealaltă persoană din punctul meu de vedere dacă ne spunem poziția, spune ceva despre noi. Al doilea lucru pe care voiam să-l punctez este faptul că nu trebuie să luăm personal ceea ce se spune despre noi. În momentul în care luăm personal ceea ce se spune despre noi, atunci răspundem cu nebunia nebunului. De ce nu trebuie să luăm personal? Pentru că fiecare cuvânt care este spus la adresa noastră, în momentul în care este emis de o persoană, este de fapt despre acea persoană. Este proiecția ei. Fiecare persoană când vorbește de fapt despre ea.
iar noi suntem decât oglinda care îi reflectăm. În momentul în care vezi ceva că te deranjează la o persoană, absolut orice te deranjează, ceva care îți stârnește în tine ceva, aici simți ceva față de o persoană și te deranjează, te deranjează pentru că de fapt este în tine. Și în momentul în care o vezi la acea persoană, inconștient îți faci procesul invers, ai repulsie față de tine și îți creează repulsie față de cealaltă persoană și atunci o ataci. Așa că noi trebuie să avem capacitatea să conștientizăm de ce mă deranjează la acea persoană acel lucru. Ce m-a făcut? Ce a stârnit în mine? Hai să văd, nu cumva este în mine treaba asta, să mă întreb. Nu cumva mă regăsesc eu în exemplu ăsta? Și dacă o să luăm fiecare exemplu de genul respectiv, de genul ăsta în parte, și ne vom căuta exemple în viața noastră, vom vedea că suntem fix la fel ca ei, de asta ne-a și deranjat. Dar în momentul în care nu te deranjează și ești detașat total, e clar că poți în primul rând să fii statornic, să te afirmi și n-ai avea de ce să participi la un conflict de genul. Răspunzându-i nebunului după nebunia lui. Da. I'm agree. Aș mai avea un exemplu. Te rog. Ideea e că ca și creștin vrei să ai o anumită conduită, vrei să ai o anumită valoare. Să spui, băi, nu răspund, tac, Întorc obrazul, îmi iau și pe partea asta. Da. Ideea e că Dumnezeu nu este orb, iar tu, ca și fiu al lui Dumnezeu, nu ești orb. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să fii sincer, înseamnă să fii onest și înseamnă să spui adevărul. Nebunul nu vine să-ți spună adevărul. Tu, dacă consideri că îl ai pe Dumnezeu în tine și citești Biblia ca să ai cuvintele lui în minte, poți să spui că ai adevărul. E, în momentul în care nebunul vine orb și îți spune anumite cuvinte, iar tu întorci spatele și pleci, tu nu ești Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu iar spune adevărul. Poate el nu o să-l priceapă atunci, dar în subconștientul lui Duhul Sfânt o să lucreze și la momentul potrivit, acel adevăr o să facă lumină în toată mintea lui. Fiecare situație în care noi nu spunem adevărul este un punct în minus asupra conștiinței noastre. Fiindcă conștiința ta spune, spune-mi adevărul. Cu timpul înveți să spui adevărul îmbrăcat frumos. La început poate o să fii rudimentar, la început poate o să fii savage. O să dai cu bârna, dai cu bâta în baltă, am zis adevărul și am plecat. La durut, nu la durut, asta e. Cu timpul înveți să te cobori la nivel, să știi pe ce limba să îl spui, fiindcă diferențele sunt foarte mari. Sunt două viziuni extrem de mari. De aia și Iisus când vorbea cu ucenicii și le spunea în metafore, trebuia să se traducă. Că dacă Iisus, cred că i-ar fi plăcut să vorbească doar în metafore. Dar fiindcă diferențele dintre viziuni erau foarte mari, așa e și cu adevărul și minciuna, așa e cu înțelepciunea și nebunia. Înțeleptul, ca să arate că e înțelept, trebuie să-i dea o formă de adevăr nebunului, cu timpul el să o escaladeze, se prindă de el și să ajungă și el în pătura de sus. Să-l ajute. Și să-l ajute. Și scopul nostru e să ne ajutăm. Orice situație o avem, scopul nostru e să ne ajutăm. Dacă e ură, să ne iubim, dacă e nebunie, să oferim înțelepciune. Da. Mai sunt și unele persoane, am observat, mă regăsesc și eu printre ele, că altfel n-aș putea să vorbesc despre asta, care suferă din cauza cuvintelor. Adică le atârnă greu cuvintele. Poate spui că nu trebuie să te oprești într-un cuvânt. Suferă, sunt rănite în momentul în care primesc cuvinte. Dar ideea este că trebuie să ajungi să devii imun. Trebuie să te gândești ce te deranjează, de ce te rănește. N-ai cum, este lupta ta. Trebuie să devii imun. În momentul în care ajungi să devii imun la opiniile și la acțiunile celor din jur, abia atunci nu vei mai fi victima suferinților, pur și simplu o victimă care se găsește în suferințe. De ce? Pentru că uite așa fluctuezi în momentul în care ești lovit de cuvinte. Și atunci fie crește ceva în tine să-i răspunzi cu nebunie, fie scade ceva în tine, pentru că ești și mai rănit și mai rănit și mai rănit și mai lovit și trebuie să
să începem să devenim imuni, adică trebuie să învățăm să devenim imuni, pentru că, în primul rând, din nou, tot ceea ce este emis către noi este, de fapt, proiecția acelei persoane care este găsită în ea, este realitatea ei pe care o transmite asupra ta și realitatea acestei persoane este construită de ce? De credințele pe care le are, de sistemul de credințe și de sistemul ei de valori. Da? În funcție de credințele pe care le are și sistemul de valori, va emite asupra ta orice, absolut orice. Nu este vorba despre tine. Nu este neapărat vorba despre tine când persoana cealaltă oferă cuvintele către tine. Și în momentul în care devii imun, abia atunci poți să-i și răspunzi. Până atunci vei fi afectat și dacă ești afectat, fie dai și tu la... dai pentru că te-a rănit și dai, bineînțeles, ce e în tine, nu dai ce e în el, de fapt, dai de fapt ce e în tine, fie taci, devii și mai mic, și mai închis și te crispează și asta de obicei se întâmplă la copii, pentru că copiii nu au putere. Da? În momentul în care ai trimis cuvântul către el, atunci... la terminat, l-a făcut din temele. E foarte important ce vorbe folosim, fiecare cuvânt pe care îl folosim, din punctul meu de vedere, fiecare cuvânt este important. Și cuvintele trebuie tratate ca atare, puterea cuvântului e foarte mare. Credința se transmite prin cuvânt, mai ales unui copil. Adică în momentul în care ai un copil și ți-l crești, ceea ce îi spui cuvintului, ce cuvinte folosești pentru copil și ceea ce îi transmiți prin cuvinte, aceea va determina realitatea copilului și sistemul ei de valori și de credințe în care va crede, pentru că copilul crede în tine, pentru că are încredere în tine. Orice cuvânt pe care îl spui, îl va lua de bună și îl va înmagazina în mintea lui și fie și îl va repeta în mintea lui că nu este sau că este și îl va construi, va așa deveni este rezultatul părinților. Așa este. Aș merge acum mai departe și să vorbim despre mânie în proverbe. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Și v-aș întreba acum, dacă considerați că este rău să te împrietenești cu cineva de genul acesta, să zicem mânios, care este mai irascibil, cu scopul de a-l ajuta și de a fi o influență pozitivă pentru el, să se schimbe. Cred că trebuie să avem în vedere o singură perspectivă aici. Oamenii, inconștienți fiind, au un obicei prost. Așa. Ei se biciuie pe ei. Ei se pedepsesc. Omul mânios e cel care se pedepsește la secundă, la milisecundă. Și în momentul în care stai lângă un om care se pedepsește pentru faptele pe care le face, acest obicei, avându-l de la părinți sau din neam, da? Din oamenii care a stat în jurul lui, automat, dacă tu nu ai acești ochelari prin care să vezi ce face el, exact, îți transmite și ție. Fiindcă el nu se biciuie numai pe el. El te biciuie și pe tine. El are biciu și dă în toată lumea din jurul lui. În momentul în care tu vrei să te duci lângă el și să fii lumină, trebuie să-ți dai seama de chestia asta. Și în momentul în care el se biciuie, mai întâi trebuie să-l ajuți pe el, să-i zici: măi omule, nu mai spune asta despre tine. Tu nu ești așa. Nu mai face asta. Tu nu ești așa. Uite, tu faci asta și asta. Tu singur îți faci treburile astea, nu ți le mai face. Ca să putem să ajutăm oamenii, trebuie mai întâi să-i înțelegem. Trebuie mai întâi să înțelegem comportamentul lor, să înțelegem de ce fac ceea ce fac și apoi să le facem o conștientizare. Mai departe, rugăciune. Puterea rugăciunii este incredibilă. Noi nu o folosim, din păcate. Uh-huh. Mai ales puterea rugăciunii unite. Mai întâi trebuie, dacă vrem să ajutăm un om, să-i cerem de la Dumnezeu aprobare. Dacă vrei tu să zici: vreau astăzi să mă duc să o ajut pe Evelina, am observat eu care ceva. Please be with me. Cu toate că lucrarea ar trebui să fie: ajută-mă să mă întăresc și deschide-mi ochii să văd cine are nevoie. Nu să mă duc eu să focaliza, gata, mă duc, îi salvez viața, eu sunt erou aceste persoane, am terminat. M-a trimis de Dumnezeu. Cum? Păi eu. Ai terminat? Da, deci asta e. Mai întâi trebuie să vedem exact ce probleme au acele persoane pe care vrem să le ajutăm, dacă avem capacitatea să conștientizăm asta. Dacă ne ducem noi acolo, ne punem în mijlocul furtunii și zicem: noi o să rezistăm, tu te duci să reziști, nu să ajuți. Nu te duci să potolești furtuna, te duci să reziști, să arăți că tu ești ce trebuie. Mi-am dat seama personal că persoanele care au mânie, de fapt o mega durere în ei. Mhm. Dacă o mânie, o mega durere în ei.
noi sau o parte dintre noi, ca și tipologie de persoane, tindem să oferim ajutorul, să sărim în ajutor. Bineînțeles, dacă e o persoană dragă, cu atât mai mult vom sări în ajutorul ei, adică să fim în preajma persoanei care este mânioasă. Dar dacă noi nu suntem ancorați în primul rând în Dumnezeu, dacă nu suntem ancorați în Dumnezeu și în noi, nu avem cum noi să vindecăm persoana respectivă. Și persoana respectivă ne va trage după ea. Uh-huh. Pentru că ce se va întâmpla? Persoana respectivă, în momentul în care se mânie și noi suntem în preajma ei, noi ne vom identifica cu persoana respectivă. Și poate am trecut de bucata asta, numai că naște noi același traseu prin care noi deja am trecut și revenim din nou la același traseu. Și în loc să o ajutăm, de fapt, coborâm. Nu e greșeala persoanei celelalte, este greșeala noastră. În primul rând înseamnă, și e foarte bine că s-a dezgolit treaba asta, pentru că începe procesul de vindecare atunci, cu adevărat, dacă îți dai seama de el. Abia atunci începi să te uiți în tine și să-ți rezolvi problemele tale. Până nu-ți rezolvi problemele cu tine, să fii conectat cu tine, n-ai cum să ajungi o persoană și din punctul meu de vedere nu cred că ar trebui să ajungi o persoană, ci pur și simplu cel mai bine e să te rogi pentru ea. Dumnezeu face minuni. Adică Dumnezeu cu adevărat face minuni. Puterea rugăciunii e extraordinară. Cel mai bine e să te rogi pentru ea. Dacă tu nu ești sigur în puterile tale și pe puterile tale și pe statornicia ta și tu să fii vindecat cu tine ca persoană, n-ai cum să o ajuți. Ba mai rău îi faci. Și cel mai puternică vindecare pentru fiecare persoană de genul ăsta, pentru că este mânioasă din cauza faptului că are o durere, este iubirea. Iubirea vindecă. Dar dacă ai capacitatea să-i oferi iubire, pentru că dacă n-ai capacitatea să-i oferi iubire, nu o vindeci. Ce înseamnă să-i capacitatea să-i oferi iubire? Păi, în primul rând, trebuie să te iubești pe tine. Dacă tu, ca persoană, nu te iubești în tine, nu te iubești pe tine, n-ai cum să oferi ceva ce nu e în tine. Deci trebuie să fie în tine, în primul rând, iubirea, să te iubești tu pe tine ca să poți să oferi iubire. Dacă tu te iubești atâta, pe atât o să transmiți. Dacă te iubești atâta, pe atât transmiți. Și iubirea vindecă. Iubirea întotdeauna vindecă. Așa este, dar este nevoie de deschidere și din partea persoanei în cauză. Și dacă ea nu o are, atunci e mai bine să păstrăm distanța? Nu cred că persoana cealaltă nu este deschisă. Dacă persoana cealaltă nu ajunge să se deschidă față de tine, înseamnă că n-ai reușit să ajungi acolo adânc unde e rana. Pentru că ea așteaptă să vină cineva să o deschidă. Așteaptă să vină. Oricine are o durere, așteaptă. Numai că noi nu venim cu soluția care trebuie. Și dacă suntem respinși, suntem pentru că n-am venit cu soluția care trebuie. Venim cu soluția care credem noi că este bună pentru noi, fie pentru noi, fie ne dăm cu părerea. Dar iubirea nu înseamnă neapărat să dăm o soluție. Iubirea înseamnă iubire, atenție. Atenție pentru persoana cealaltă. Să o pui pe locul întâi înaintea ta. V-aș mai aduce acum în atenție un proverb care mi-a plăcut despre mânie. Nu te mânia din pricina celor ce fac răul și nu pismui pe cei răi. Cum să îți menții spiritul liber de mânie, cum să fii zen, cum zic unii, când vezi atâta nedreptate în jurul tău, când vezi atâta rău, cum să fii... Nu vezi că deja ne-a scăzut stamina că vorbim despre mânie? Eu am aici un verset care așa. Simt că se aplică foarte bine. Blestemat e omul care se încrede în om. Super. În momentul în care noi nu ne mai încredem în oamenii din jurul nostru, poate să ne promită ei palate, poate să ne primită orice, poate să vină, zici că e Iisus lângă tine, da? Dacă tu te-ai crezut în El și ți-ai pus speranțele în El, acel om din Iisus se transformă în Lucifer. El nu are nicio vină, el își urmează procesul lui. Are și el dificultăți, întâmpină anumite lucruri, nici el nu știe cum să reacționeze. Dar fiindcă tu ți-l-ai pus pe el ca pilon principal, încep să-l focusui pe el. Observi fiecare greșeală, fiecare mișcare, absolut tot ce face. În momentul în care noi ne punem focusul pe Dumnezeu și pe relația cu El, tot ce se întâmplă în jurul nostru, să spunem atât. Totul se întâmplă cu un scop. Hai să vedem cum pot să fiu util. Cum pot să fiu eu unealtă într-o lume de oameni răi? Și în momentul în care te întreb treaba asta, o să vezi atât de multă răutate care o să vină asupra ta convertită în milă, în iubire. Empatie. În ce pot să fac eu pentru oamenii ăștia? Sunt prea incapabil să fac ceva pentru ei.
nici de cum să stau și să zic, bă, atâta răutate în lumea asta, n-am văzut de când m-am făcut. Nu, o să zici, Doamne, ce pot să fac eu pentru oamenii ăștia, că sunt mulți. Sunt mulți, frate. Și mă uit la mine și nici eu nu sunt cum trebuie, știi? Dar mai sunt și ăștia. Adică cum pot eu să fiu de folos pentru ei? Răutatea ar trebui să nască în noi dorința de a face bine. Mm-hmm. Nu mai știu ce zicea proverbul ăla. Da. Treaba e că am uitat ce vreau să zic. Am uitat, sincer. O să-mi mi-aduc. Da, e ok. Trecem mai departe atunci. Da. Să vorbim acum despre proverbele care au incorporat în ele înțelepciunea în mod explicit, pentru că toate proverbele lui Solomon sunt pline de înțelepciune și toate cele pe care le-am discutat de-a lungul întâlnirilor noastre au avut multă înțelepciune în ele. Însă sunt unele și sunt destule care vorbesc explicit despre înțelepciune. Și unul dintre ele sună în felul următor. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Și v-aș întreba acum, din perspectiva voastră, ce este înțelepciunea, care ar fi definiția ei și cum o putem dobândi? Ai un răspuns? Eu am unul. Zil. Înțelepciunea este caracterul nostru, înțelepciunea reprezintă valorile noastre, înțelepciunea sunt eu, Giuliano, tu, Evelina, tu, Ștefan, fără haine, fără posesiuni, fără absolut nimic. Înțelepciunea este omul care îl iei din tot ce are, îl muți în sărbăticie și el în continuare este el. Este acea valoare care nu poate să-ți o ia nimeni. Este în interior. Nu ești atașat de absolut nimic. Nu ești rănit dacă ți se ia absolut nimic, fiindcă înțelepciunea nu poate să-ți fie luată. Decât dacă mori. Ai murit, a dispărut și ea. Deci înțelepciunea este valoarea care o investești în tine, ca și persoană, asupra căreia nimeni nu poate aduce atingere. Dacă cineva poate aduce atingere, atunci nu mai e înțelepciune. Este mărgăritarul care nu poate fi atins și e înăuntrul tău, e în interior. E al tău și al lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, înțelepciunea este cunoașterea sau experiența sau în urma experienței conștientizarea la care ajungi. Bineînțeles, este relativ pentru că o persoană poate să aibă o experiență proastă și din punctul ei de vedere să-ți oferă un sfat înțelept, dar s-ar putea să nu fie cel mai bun sfat pentru tine și neapărat să fie înțelept. Deci și asta cu experiența e relativă, dar din punctul meu de vedere înțelepciunea este cunoașterea. Uh-huh. Și atât. Cunoașterea. Înțelepciunea este Dumnezeu. Înțelepciunea este Dumnezeu. Ne chinuim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Absolutul. Dumnezeu este înțelepciunea. Așa este. Da, este dincolo de rațional înțelepciunea. Este peste rațional, este peste credințele noastre și peste rațiune. Este în primul rând peste emoții, peste instinct, peste rațiune, peste credințe. Când ne dăm pe toate la o parte, abia atunci putem să accesăm înțelepciunea. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Care credeți că este rolul pe care poruncile îl au în dobândirea înțelepciunii? Cele 10 sau cele 2? Nu știu. Păi, cele 10-2. Cele 10 se rezumă la 2. Cele 10 se rezumă la 2. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Adică să-L iubești din tot ce ești tu. Dacă faci treaba asta, Dumnezeu spune că îi vede pe cei care îl iubesc și le răsplătește. În momentul în care tu îl cauți pe Dumnezeu sincer, îți deschizi inima, îi spui în fiecare zi, Doamne, curățește-mi inima,
fiindcă inima este nespus de înșelătoare, așa că tu trebuie, mm-hmm, trebuie să te rogi să ți-o curățească mereu, să nu mai existe negativ acolo, să... Sunt momente în care ești foarte bun și într-o dată ți se pune negru în fața ochilor. Te trezești peste 10 minute și zici, bă, ce s-a întâmplat? De unde a venit treaba aia? Nu știu de unde a venit. Și atunci, din nou, iartă-mă, te rog, iartă-mă pe mine, păcătosul, miluiește-mă, da? Curățește-mă, ajută-mă. În momentul în care noi îl căutăm pe Dumnezeu și încercăm să înțelegem iubirea Lui, încercăm să înțelegem dragostea Lui, încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, să intrăm în comuniune cu El, am spus mai devreme că Dumnezeu e înțelepciune. Asta are un efect absolut pozitiv asupra noastră. De ce? Fiindcă în momentul în care tu îl cauți pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine, atunci îți dă o misiune. Iubește-i și pe ei. Uh-huh. Porunca a doua. O chestie super frumoasă. Așa. M-am întrebat mereu, cum pot să aplic eu porunca asta, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți? Păi e foarte simplu. În fața mea toți sunt Giuliano. Și mă gândesc, oare cum aș vrea eu să-mi explice cineva ca să pot să înțeleg? Așa trebuie să explic eu mai departe. Uh-huh. Așa că îi convertești pe toți în Giuliano, în Evelina, în Ștefan și așa îi iubești. Adică, cu alte cuvinte, ce vrei să ți se facă ție, să faci tu la rândul tău. Cele 10 porunci, ce ne transmite Dumnezeu? Dumnezeu prin toată Biblia și prin cele 10 porunci, adică iubește pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu gestul tău, tot sufletul tău, toată inima ta și pe aproape tău ca pe tine însuți, toate se rezumă la a iubi. Ne învață să iubim Dumnezeu, să-L iubim pe El și să ne iubim aproapele. Iubirea. Momentul în care învățăm iubirea cu adevărat, adică a dărui, iubirea a dărui, și ne detașăm de absolut orice, pentru ca să ajungi la iubire și la a dărui, trebuie să te detașești de tine, de ego, de emoții, de credințe, de rațiune și așa mai departe, ca să poți să iubești pur. Momentul în care iubești, ajungi și iubești, atunci poți să accesezi înțelepciunea. De ce? Eu cred că înțelepciunea vine de la Duhul Sfânt, sincer. Cred că Duhul Sfânt este cel care ne transmite înțelepciunea. Da, și în momentele, situații în care suntem înțelepți, e tot Duhul Sfânt. Și cum ești în comunie cu Duhul Sfânt? Mereu mă întreba, ce e Duhul Sfânt? Cum adică putem să spunem că este un fel de intuiție? Îmi place mie să asemăn cu intuiția. Pardon. Duhul Sfânt. Nu neapărat. Dar momentul în care ești peste și dai toate lucrurile la o parte și accesezi iubirea, atunci poți să intri în comunie cu Duhul Sfânt, care îți transmite exact ce trebuie să faci. În momentele și în situațiile respective, Duhul Sfânt este ca și intuiția, adică te dai la o parte de tot ce ai învățat, toate credințele tale din spate, ce ar fi trebuit să faci și cum ar fi trebuit să acționezi în situațiile respective din punctul tău de vedere al trecutului, te detașezi de ego-ul tău, pentru că dacă ai ego, n-ai cum să oferi înțelepciune, pentru că o gândești prin prisma ta și aia nu e dărui, nu e iubire. Și în momentul în care te detașezi de toate lucrurile astea și transmiți iubirea, atunci poți să primești și ce ți-o optește de Duhul Sfânt. Numai atunci poți să faci distinție între Duhul Sfânt și rațiunea sau celelalte lucruri care sunt în partea cealaltă. Da, foarte interesant. Și în Iacov cred că este un text care spune, cui lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul, care dă tuturor cu mână largă, dar, fără părtinire. Da. Și îi va fi dată. Deci putem să o cerem și, într-adevăr, Duhul Sfânt este cel care ne ajută și ne-o dă. Da. Un alt sfat cu privire la modul în care putem dobândi înțelepciunea: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Suntem tineri și avem în preajma noastră mulți tineri, ne place să fim înconjurați de tineri. Există tineri înțelepți? Păi pot fi tineri înțelepți, nu știu, depinde de, din punctul meu de vedere, un tânăr înțelept este cel care transmite iubire și este în comuniune cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă pentru mine un tânăr înțelept. Asta nu înseamnă că nu sunt înțelepți ceilalți care n-au treaba asta, dar din punctul meu de vedere, dacă este să impun un standard, ăsta ar fi standardul pe care l-aș impune pentru o persoană care este înțeleaptă. Eu, în momentul în care încerci să tinzi către lucrurile celelalte, nu mai cu cine să te asemeni. De ce? Pentru că nu ai cum, e greu să faci toate lucrurile astea ca să ajungi acolo
să manifesti doar totul prin canalul iubirii și o să-ți dai seama că în jurul tău nu ai cu cine să te aduni, nu ai cu cine să te unești. E greu să găsești treaba asta. De cele mai multe ori o pornim fiecare pe cont propriu, pentru că unul este de la nivelul ăsta și o pornește de la nivelul ăsta și are de crescut, altul este deja aici. Și în momentul în care este, dacă coboră la nivelul ăstuia, s-ar putea și el să se întoarcă înapoi de unde a plecat. Și ori îl aștepți, ori fiecare, cred că fiecare trebuie să fie pe cont propriu, sincer. Da, dar avem totuși un context social în care ne învârtim, un da, cadru de oameni. Eu cred că există tineri înțelepți. Și din tot ce am discutat până acum, acei tineri înțelepți se pot naște și mâine. Pot lua și mâine decizia să fie tineri înțelepți. Da. Atâta timp cât se hotărăsc să cunoască adevărul, adică să citească din Biblie. Uh-huh. Să ceară și ei Duhul, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, și să se încreadă cu tot ce sunt ei în Dumnezeu, nu în oameni. În momentul ăla, ei primesc o misiune de la Dumnezeu. Și în momentul în care ai primit o misiune de la Dumnezeu, tot ce îți dorești pentru cei din jurul tău nu este să le arăți ce știi tu, uh-huh, ci să îi îndrumi la adevăr, să împărtășești experiențe, cum a zis și Ștefan, se vede nivelul, fiindcă te trezești, e o trezire și se întâmplă treaba asta. Dormi 20 de ani și într-o dată te trezești. Începi să vezi lucrurile, începi să vezi oamenii altfel, începi să-i bagi în seamă, începi să simți lucruri vis-a-vis de ei, simți, băi, tu nu te-ai odihnit astăzi, frate, trebuie să mergi să te culci. Simți ceva că e în alimentația ta greșit. Trebuie să faci treaba asta, fiindcă alimentația sănătoasă poate să-ți dea o claritate în minte. Nu cred că există om înțelept care să fie cât casa. N-are cum! Nu lasă corpul. Înțelept înseamnă să ai grijă de tine, în primul rând. Dacă ești înțelept, mai întâi ai grijă de tine. După care începe să-ți funcționeze mintea și atunci poate să vină și Dumnezeu în tine să stea și să zică, bă, e o casă bună, îmi place. Nu e cocină, e ok, hai să facem treabă. Ok, merge. Ai luciditate în gânduri, da, funcționează tot sângele, ești sănătos, ești un, bun, merge mai departe. Deci înțelepciunea înseamnă mai întâi să-L cauți pe Dumnezeu. Uh-huh. Tânărul care caută pe Dumnezeu, cu tot ce este el, să facă tot ce ține de el. Nu există, l-am căutat și nu l-am găsit. Nu există. Există, bă, ai făcut tot ce a ținut de tine? Da, ai citit Biblia? Nu. Ok. Cred că înțelepciunea, de fapt, este o stare. Și cred că am greșit dacă am categorisit oamenii după înțelepți și neînțelepți, pentru că e o stare pe care ideal este să o accesezi în permanență, dar nu accesezi în permanență, din păcate. Adică ar fi ideal să o accesezi în permanență. Din cauza păcatelor. Sau să fie permanentă, da. Dar nu accesezi de fiecare dată. Trebuie să te curezi ca să ajungi din nou. Pentru că imediat ceva apare care îți sabotează tot drumul și pornești iarăși de unde ai plecat. Și trebuie să fii conștient ca să ajungi acolo. Trebuie să ai capacitatea de a fi conștient neapărat. Dacă nu ești conștient, ce înseamnă conștiința asta, a fi conștient? Înseamnă a fi prezent aici, acum. Deci, ca să poți să fii înțelept, trebuie să fii conștient. Înseamnă să fii aici, acum. Adică să nu trăiești nici în trecut, nici în viitor, ci să fii în prezent aici, acum. Să fii detașat de bucurie, tristețe. M-a fericit treaba asta, m-a întristat asta. Ok, ia-o ca atare. Fii observatorul tău. Emoția care intră în tine, ia-o și observă cum se manifestă în tine și rămâi observatorul ei. Dar nu acționa în funcție de ea. Pentru că de asta nu știu cât sunt conștienți. Lupta mea în continuu este să fiu conștient. În momentul în care nu sunt conștient, clachez. Fie mă las pradă emoțiilor, fie mă las pradă instinctelor, fie mă las pradă rațiunii. În momentul în care sunt conștient, pot să mă ridic deasupra acestor lucruri și pot să delimitez toate lucrurile, să îmi dau seama care sunt pașii următori, ce ar trebui să fac în următoarea situație, în următoarea ipostază. În fiecare ipostază, în momentul în care ești conștient, știi ce ai de făcut. Știi exact cum să acționezi, pentru că nu ești pradă ție emoțiilor, instinctelor, gândurilor tale, rațiunii tale, ci pur și simplu studiezi situația. Ești în control. Ești, ai tot un control. Ești din toată situația respectivă și ești ca observator. Uh-huh. Și în calcul tot. Băi, persoana asta e rănită. Sau, băi, persoana asta are problema asta, de aia îmi vorbește așa. Sau, băi, persoana asta are nevoie de fapt de asta. Ce mă uit la mine? Faptul că m-a rănit? Nu, trebuie să mă uit la ea. Știi exact cum să acționezi. În momentul în care ești conștient, ai starea de conștiință, gândești lucrurile, procesezi și
Lupta noastră este să fim conștienți în permanență. Cum îți accesezi starea asta de conștiință, de a fi conștient prezent, este, trebuie să exersezi cu tine. Pot să zic eu? Pot să zic eu? Că te rog. Am o completare. Trebuie să fii responsabil. Uh-huh. Trebuie să fii responsabil. Trăim într-o societate care vrea să te facă responsabil de lucruri, dar tu nu ai învățat să fii responsabil cu tine. Mai întâi trebuie să înveți să fii responsabil de fiecare decizie pe care o iei. Nu există regret ce am făcut în trecut. Nu există așa ceva. Înseamnă că nu erai tu. Asumă-ți, frate. Fac pasul ăsta, mă arunc în bătălie, îmi asum tot ce urmează de aici înainte. În momentul în care ți-asumi, începi să te vezi. În momentul în care începi să te vezi, începi să lupți cu tine. Fiindcă asta e cea mai mare responsabilitate, să fii în control. Dacă nu ești în control, n-ai cum să fii conștient, ești inconștient. Ești inconștient, ești o epavă care merge pe mare și se lasă dusă de valuri. Cred că trebuie să urci pe valul 5. Sus! Jos. Și așa mai departe. Deci trebuie să fii responsabil, să-ți asumi. Eu sunt ăsta, îi cer lui Dumnezeu să vezi care sunt abilitățile tale, care sunt talanții tăi, pentru că tu ai niște talanți și trebuie să fii productiv cu talanții aia. Dumnezeu ți-a dat. O să zică, băi, ce ai făcut cu ăștia? Dacă tu nici nu ești responsabil de tine, cum să știi ce ai făcut, cu ce? Eu eram concentrat acolo. Trebuia să repar un scaun. Ah, ok. Da. Știu că intrăm în altceva. Dar simt să spun treaba asta. Te rog. Am observat că cele mai multe relații pe care le stricăm, fie cu aproapele nostru, fie cu oricine care este aproapele nostru, cele mai multe relații pe care le stricăm sunt datorate faptului că punem presiune pe noi. Și în momentul în care punem presiune pe noi, nu mai suntem noi în control, nu mai suntem noi în putere. În momentul în care pui presiune pe tine, ce se întâmplă? Aoleu, ce va spune, ce va face, aoleu, fie te raportezi la cealaltă persoană, ce va spune despre mine, fie te raportezi la sistemul tău de valori și pui presiune pe tine, aoleu, n-am fost cum am vrut, cum i-am propus, nu mi-am atins țintele, cotele maxime, standardul, pui presiune pe tine și atunci te explodezi, da? Trebuie să fii limpede cu tine, să te accepți așa cum ești, prin ceea ce ai trecut, să accepti situația prin care ești și în momentul în care, pur și simplu, să o lăsă să treacă. Atât. Și să o cureți. Trebuie foarte să fim frumos. Ca un ocean. Deasupra sunt valurile, adică viața, și înăuntru domnește liniștea. Foarte frumos. Și acum, dacă mai aveți, chiar pe final de tot, încheiem acest ciclu al emisiunilor despre, din Proverbele lui Solomon, un sfat al vostru sau un sfat preferat din Proverbele lui Solomon cu care ați vrea voi să rămână ascultătorii noștri după ce poate au uitat tot ce am vorbit noi aici. Ca o maximă. Adică înglobate, spuse cuvintele noastre? Da, cuvintele voastre, da. Ca un ultim sfat, că tot am vorbit despre sfaturi atâta. Înțelepciunea este un mărgăritar. Înțelepciunea e un mărgăritar. În momentul în care ne dăm seama că înțelepciunea este un mărgăritar, începem să căutăm ce înseamnă un mărgăritar. În momentul în care cauți ce înseamnă un mărgăritar, începi să vezi ce categorii sunt mărgăritarele astea, că ajungi la mărgăritarul de mare preț sau mărgăritarul care nu mai are valoare, adică Dumnezeu. E, ideea este că, ce vreau să zic? Așa. Este că trebuie să ne dăm seama că înțelepciunea, dacă o căutăm și o găsim, va rămâne și va domni în noi și nimeni nu va putea lua. Iar aceasta se găsește în Biblie. Mulțumesc, Ștefan. Eu, dacă ar fi să dau un sfat sincer, l-aș spune așa, pune focusul pe tine. Nu mai pune focusul pe cei din jurul tău, pe exterior, ci pune focusul pe tine, pe interior. Tot ce contează ești tu, e în tine. Tot ce ai nevoie, toate răspunsurile de care ai nevoie sunt în tine, nu sunt în exteriorul tău. În momentul în care primești sfaturile celor din jurul tău, de cele mai multe ori când cineva dă un sfat și îl dă pentru el, chiar și eu acum când vorbesc, când dau un sfat, mi-l dau pentru mine și s-ar putea să nu se potrivească, da? Toate răspunsurile pe care le avem sunt în noi, numai că noi, din cauza faptului că niciodată n-am fost conectați cu noi, n-avem cum să le găsim. O să spui, ce sfat e în mine? Ce răspuns e în mine? Păi normal, dacă nu te cunoști, dacă nu știi cine ești, ce-ți propui, unde vrei să te duci,
cine ești tu ca persoană, ce te definește, nu ai cum să-ți dai răspunsuri, le vei căuta mereu în exterior. Și dacă le vei căuta în exterior, vei fi rănit. Toate răspunsurile sunt în tine. Dacă le cauți în exterior, iarăși depinzi de tot, ești așa pe un grafic. Conectează-te cu tine. Dă-ți seama cine ești, ce fel de persoană ești, ce cauți, unde te duci, care e misiunea ta pe pământul ăsta, ce vrea Dumnezeu de la tine, ce așteaptă de la tine Dumnezeu, care e misiunea ta. Caută în tine, vezi care este viziunea ta. Ce făceai când erai mic? Către ce tindeai? Pentru că iarăși în ziua de azi oamenii sunt neîmpliniți din cauza fricilor, pentru că se raportează la societate cum crede societatea că ar trebui ei să fie. Deziderate sociale. Exact. Și sunt deconectați total cu ei. Nu fac ce le place. Au temeri, au frici să continue prin ce ar trebui să facă, ce le place. Conectează-te cu tine. Când ai conexiunea cu tine, atunci știi care e rolul tău pe pământ. Nu mai ești rănit de cei din jurul tău, nu mai arunci către cei din jurul tău lucruri negative, ci totul îl manifesti prin iubire, ajungi să-l manifesti prin iubire. Și asta e esența. Cred că Dumnezeu ne-a pus pământul ca o școală și pământul este școala iubirii pentru cer. N-ai cum, nu o să-ți placă acolo, nu o să înțelegi lucrurile, n-ai cum să le înțelegi. Pe toate o să le raportezi prin prisma legii și prin prisma, nu știu, altor lucruri impuse de sistem. Și o să-ți dai seama când ajungi acolo că nu e așa. Și eu așa cred, adică asta e credința mea. Totul trebuie manifestat prin iubire. Așa este. Și nu-i putem iubi pe alții dacă nu ne iubim pe noi înainte. Clar, n-ai cum să iubești pe alții dacă nu te iubești pe tine. Și iar cum te iubești pe tine? Păi te conectezi cu tine. Sfatul pe care l-aș da eu în încheiere este conectează-te cu tine. Ia-o de la început, de la zero, oricând, dacă ai 10 ani, dacă ai 40 de ani, 60 de ani, 25 de ani, oprește-te acum și conectează-te cu tine. Pune-ți întrebările. Cine sunt? Ce aș face în continuu fără să fiu plătit zi și noapte, fără să mănânc? Ca să-ți dai seama ce îți dorești să faci. Ce mă mână? Ce îmi doresc să fac cu adevărat? Cine sunt eu? Care sunt calitățile? Care sunt lucrurile negative, lucrurile pozitive din mine? Ce mă mână? Poate facem o emisiune viitoare despre această autodescoperire. O, da. Pentru că sunt multe de discutat aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența voastră și vă aștept și cu ocaziile următoare. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru că ne-ați urmărit. Învățăturile regăsite în proverbele lui Solomon sunt numeroase și nu le-am putut epuiza în minutele pe care le-am avut noi la dispoziție de-a lungul celor 4 întâlniri. Cu toate acestea, dacă am reușit să vă deschidem apetitul spre a le aprofunda în mod individual, considerăm că scopul nostru a fost atins pe deplin. Până la următoarea întâlnire, vă doresc să dați plus valoare vieții voastre, trăind cu înțelepciune fiecare moment. La revedere!